De vacanța de 1 mai. Toată lumea așteaptă și vacanța de Paște. Evident că toți ne facem planuri de călătorie. Cu sugestie l-avem alături de noi pe domnul Marius Berca. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Vine mini-vacanța asta și evident că ne gândim... Și avem plecău, știți vorba aia în limba română, avem plecău? Avem. Avem. Unde putem să mergem noi în această mini-vacanță? Păi putem să mergem, de exemplu, în Egipt, în Hurghada. Dacă vrem la mare... Ați trecut direct la destinații, mă gândeam așa, la general și apoi să le luăm. La general putem să mergem și pe litoralul românesc al Mării Negre, putem să mergem și la munte, putem să mergem și în destinații de vacanță externe. Bun, deci avem de unde alege. Acum buget să avem, că despre asta e vorba în primul rând. Să începem cu destinații la mare. Hai să zicem că vrem să mergem pe litoral. Cine vrea să meargă pe litoral, ținând cont că sărbătoarea de Paște e pe 5 mai, iar 1 mai se poate face o punte și în general se face punte, eu zic că toate stațiunile de pe litoralul românesc al Mării Negre vor fi deschise și turiștii pot să opteze pentru 2 zile, 3 zile, 4 zile, 5 zile, în funcție de posibilități și de câte zile poate să-și aloce pentru această mini-vacanță. Acum, eu te s-o zic pe aia dreaptă. Românii mai pleacă și prin afară și se alege și Bulgaria în general. Ei au niște servicii cumva care ne atrag pe noi. De ce mergem, de exemplu, Bulgaria? Nu? Pentru că sistemul de all-inclusiv preluat de bulgari este foarte bun, iar calitatea serviciilor din punct de vedere al raportului calitate-preț este foarte bună și în general turiștii optează pentru litoralul bulgăresc al Mării Negre, dar să știți că litoralul românesc al Mării Negre în ultimii ani a crescut foarte mult și au crescut foarte mult calitatea serviciilor. Și atunci sunt turiști care optează pentru litoralul românesc al Mării Negre să-și facă această mini-vacanță de 1 mai și departe. Dar ce, pentru ce opțiuni putem să mergem într-o vacanță de asta, de 7 zile? Ce alegem? Ce bifăm acolo? Putem să bifăm Egiptul, putem să bifăm Grecia și când spun Grecia mă refer la Creta, Zakynthos, Corfu. Putem să bifăm... Transportul aici se face cu avionul sau cu autocar? Este inclus, nu. Transport... Grecia totuși. Creta, transportul este cu avionul, Zakynthos, transportul este cu avionul, Antalya, transportul este cu avionul, Hurghada, transportul cu avionul și, în ultimul rând, Tunisia, o destinație care noi credem că anul acesta va fi o destinație foarte solicitată de către turiști, pentru că oferă servicii de calitate, e o destinație caldă și nu e foarte departe de România. Sunt diferențe mari de costuri între aceste destinații pe care le-ți Nu sunt diferențe mari de costuri, prețurile sunt undeva între 300-350 de euro și 400-475 de euro. Depinde de persoană. De persoană. Depinde de, pentru 7 nopți. Depinde de clasificarea hotelului, de tipul de masă pentru care optează turiștii acolo. Și eu zic că pachetele sunt foarte atractive. Noi vedem rezervările care vin și care au venit și până acum. Cu siguranță vor veni în continuare, pentru că mai sunt câteva zile până vine 1 mai. Foarte mult se îndreaptă și de 1 mai spre city break-uri, spre marile capitale europene sau spre orașele mari din Europa, ceea ce e un lucru foarte bun. Mă gândeam la destinațiile astea de mai devreme, la Grecia, la Turcia, la, și chiar și la Bulgaria. Și mă gândeam la părinții mei, care mai vorbesc engleza. Da, să zicem că o rup acolo, dar puțin, cât să se mai descurce. Există asistență turistică da. într-o excursie de genul ăsta? Adică în 7 zile să ai pe cineva? Pe toate programele noastre noi asigurăm asistență turistică în limba română. Sunt ghizi vorbitori de limba română pe care i-am detașat acolo și care stau pe toată perioada vacanței turiștilor. Nu numai pentru sărbătorile de Paște, ci și pe toată perioada sezonului estival 2024. Am văzut un studiu interesant care spune că aproape jumătate dintre români în vacanța următoare asta de Paște aleg să petreacă undeva în țară. Își doresc să rămână în țară. Care sunt cele mai bune destinații de la noi din țară unde ne putem gândi noi, să mergem acolo? Noi am făcut un studiu și am observat că cei care locuiesc în București sau în jurul Bucureștiului își doresc să plece și să meargă undeva într-o destinație. Cei care sunt din zona Ardealului își doresc să facă tradițional sărbătorile de Paște în România. Noi îi sfătuim pe toți. Noi avem pachete și pentru România și m-am referit la litoralul românesc al Mării Negre, dar avem pachete în Maramureș, pachete în mărginimea Sibiului, la Sibiel, la Sovata, pachete care sunt undeva la 350 de euro de persoană pentru 5 zile. 5 zile? 4 nopți de cazare, demi-pensiune, deci mic dejun și cină și, bineînțeles, masa festivă în ziua de Paște și foarte multe entertainment și foarte multe surprize din partea gazdelor.
Bun, dacă vrem neapărat aer curat de munte în mini-vacanță. Dacă vrem aer curat de munte, putem să alegem Valea Prahovei, deși Valea Prahovei este cea mai vizitată de către turiști. Putem să mergem în nordul Moldovei, putem să mergem în Covazna, putem să mergem la Băile Felix. Când spuneți nordul Moldovei, puteți să ne dați exemple concrete? Când spun nordul Moldovei, mă gândesc la zona Iașului, care e o zonă splendidă și are ce să ofere turiștilor. E multă istorie acolo și multă religie. Mă refer la zona Sucevei și, nu în ultimul rând, la Bucovina, care este splendidă și care poate să ofere multe lucruri interesante. Și un alt program pe care îl avem, mă refer la Chișinău. Iarăși este un program foarte bun, tot așa 5 zile, demi-pensiune, 4 nopți de cazare și știți că ospitalitatea și celor care moldovenească este recunoscută peste tot. Seamănă foarte mult cu ospitalitatea românilor. Mai sunt și români care vor să meargă, poate ai pus niște bani deoparte, vrei să mergi pe exotic. Există destinații pentru Există cei care doresc și destinații, asta? Cine vrea poate să meargă în Zanzibar, de exemplu, pachetele pleacă de la 975 de euro. Aici diferă clasificarea hotelului, 3, 4 sau 5 stele, tipul de masă pentru care optează turiștii. Dubai, iarăși o destinație foarte solicitată. Pentru câte nopți? Și ne întoarcem la Dubai. 7 nopți. 7 nopți, 7 în Zanzibar, nopți 970 în Zanzibar. 970 de euro de 925, da, 975 de euro. Cu avion fără autocar, e clar. Cu avion, așa. Clar, cu avion. Și vreau să vă spun că eu am fost de curând acolo, cei de acolo se străduiesc să facă turiștii să se simtă foarte, foarte bine și sunt foarte încântați că sunt foarte mulți turiști din România care merg, pentru că noi avem acest zbor permanent. Ați specificat și Dubai adineauri și știu că nu e o perioadă tocmai ideală. Credeți că se poate călători lejer în Dubai? Sunt convins că se va putea călători. Știu la ce vă referiți, la inundațiile care au fost. Eu cred că Dubaiul va rămâne în continuare o destinație de vacanță foarte solicitată de către turiști. Noi vedem rezervările care sunt și cu siguranță acele inundații vor trece, pentru că nu sunt caracteristice Dubaiului. Se mai întâmplă din când în când. Până când o să avem noi vacanța, ar trebui să fie totul ok. Cu siguranță puteți să mergeți liniștit că nu o să aveți nicio problemă. Eu chiar am fost ieri în aeroport să văd cum se desfășoară anumite plecări ale noastre și am văzut foarte multă lume călătorind la Dubai. Deci, deja de ieri se zbura. Deci e o destinație care va merge în continuare. Păi și aici mă gândesc la toate destinațiile astea exotice. Ce sezon au acum? N-au sezon ploios? În Zanzibar cum o fi? În Zanzibar poate să prindă și sezon ploios, dar oamenii merg pentru că eu am prins ploaie jumătate de oră. După care soarele a apărut și la noi totuși temperaturile sunt mai scăzute acum, chiar dacă acum sunt puțin pe plus, dar acolo sunt 30-35 de grade la Oceanul Indian. Și dacă plouă, tot bine e. Și dacă plouă, tot bine e, dar oricum ploaia trece foarte repede, deci nu e problemă. Cum stau cu serviciile? Sunt foarte curios. Foarte bune în hotel. Foarte bune. Serviciile sunt la nivel european. Îți permiți, găsești în hotel absolut tot. Toate resorturile sunt foarte bine pregătite, sunt cu masă europeană, deci nu ai absolut nicio problemă. Când ieși în exterior, sunt foarte multe lucruri interesante de văzut și în exterior. Zici Zanzibar, zici Freddie Mercury. Mergi în Stone Town ca să vezi casa lui Freddie Mercury. Au o insulă cu broaște țestoase. Se poate merge și acolo. Este foarte interesant fluxul și refluxul. Poți să pleci pe mare și să pleci de la țărm și să te întorci și să mergi 2 km, că s-a retras marea. Da, e foarte interesantă zona. Vă mulțumim frumos pentru recomandări. Și eu mulțumesc.